Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Petrecerea din tabără! Horoscopul meu zice că nu o să mai fiu populară! Sigur, deja pierd urmăritori! Trebuie să fac ceva! Serios, lady, nu crede ce zice horoscopul! Bună dimineața, viitoare talente! Gata să vă bucurați de cursurile preferate? Fără telefoane și fără petreceri! Sunt interzise! Asta e! O să dau o petrecere ca să-mi recâștig popularitatea! Diseară, petrecere! Da! Ura! Oamenii din tabără o să mă adore! Hei, Daisy! Hei, Daisy! Hei! Da, aștept să merg! Chef, vii la petrecere? Oh, la petrecere? Nu pot! Am de făcut ceva important! Azi vreau să o invit pe Daisy la o înghețată. Putem merge toți trei și apoi tu inventezi o scuză și apoi ne lași singuri. Păi, eu vreau să merg la petrecere. Dar... Bună, Daisy! Vrei să vii la o înghețată cu mine? Daisy, vreau să vii diseară să cânți la petrecerea mea. Dar... cine ar vrea la o petrecere plictisitoare când ai putea... Poftim? Da. Ce ai spus? Stai calmă, lady, poți conta pe mine. Haide, trebuie să le spunem tuturor și voi doi să nu cumva să veniți. Stai puțin, voiam să spun că... Îmi doream să merg. Petrecere? Asta e șansa mea. O să mă asigur că va fi un dezastru. Întunericul va dăinui. E timpul să vă culcați și nu uitați, fără petreceri, sunt interzise. Eu o să stau aici, de pază. Vino, Jack, poate dacă-ți cer scuze o să ne lase la petrecere. Ce căutați aici? Nu era plictisitoare? Jack vrea să-ți spună ceva. Jack? Da, e plictisitor, dar Daisy este aici. Poftim? Și... cred că ești gelos pe petrecerea mea. Venise să-ți ceară scuze. Păi, dacă nu-și cere scuze, Jack nu e binevenit. Gelos? Dăm și noi o petrecere și va fi mai frumoasă ca ta și... mai vedem noi. Ce-a pățit, Jack? Nimic! Sunteți gata de distracție? Da! O cameră? Mi-o dai mie? Sigur! Mi-am adus și trusa de trucuri. Daisy, o poză? Se pare că băieții dau o super petrecere. Mergem și noi acolo? Nici gând! N-are cum să fie mai bună ca a noastră. Connie, dă muzica mai tare, te rog! Să înceapă petrecerea! Arată așa de bine, Connie! Oare s-a gust pe cea cu ciocolată sau cea cu căpșune? Asta! Cred că trebuie să anim un pic petrecerea. Zâmbiți! Brânză! Să dansăm, să ne distrăm, să cântăm! Nu opriți petrecerea! Dreamy, ce-ai făcut? N-am făcut nimic! Sigur a făcut-o Crystal cu trucurile ei! Eu? Stai calmă, n-a fost mare lucru! Ne distrăm așa de bine și a trebuit să strici tu totul. Dar n-a fost vina mea, sigur. Haideți, fetelor, stricați petrecerea. Mă faci mincinoasă? Poate. Atunci mă duc la cealaltă petrecere. Crystal, nu. Îmi place. O să vezi, vor veni în curând. Hai să facem lumini disco cu lanterna asta.
Repară-l! Bine, bine, gata! Mergem și noi la petrecere? Stai, se apropie o lumină! Poate e Daisy! Vino! Ah, aici erai! Haide, nu fi tristă! Sunt sigură că a vrut doar să anime atmosfera! Uite! A? Se pare că cineva a pus o brioșă în trompetă! Deci Crystal nu e vinovată! Mă duc să o găsesc! Crystal, îmi pare rău! Știu că n-a fost vina ta! Cineva a pus o brioșă în trompetă! Cineva? Trebuie să le spunem și celorlalți! Ce? Aha, mă simt slabă! Se întâmplă ceva! Asta e! O trezesc pe doamna Colect și ea îi va da afară pe toți din cauza petrecerii! Hei, tu! Oricine ai fi, poți să ne strici petrecerea, dar nu ne poți strica prietenia! Nu contează ce se întâmplă, vom fi mereu împreună! Lumina! Nu! Mă voi întoarce! Ce-a fost asta mai exact? Și cine-i doamna aia? Cred că atunci când ne-am unit forțele, puterea prieteniei a activat puterea colierelor. Ce? Nu am adormit? Nu am adormit? Ce faceți aici? V-am adus-o! O pernă, ca să stați mai confortabil. Oh, bine! Oh. Ca să vezi! Se pare că până la urmă te distrezi. Ok, aveai dreptate! Petrecerea ta e super! Hei, uite! Petrecerea a avut succes! Nivel de popularitate 100%! Deci, Shaq, vrei să ieșim la o înghețată? Ups! Întâlnirea din tabără. Lady, trezește-te! Am ajuns la tabără! Ah, ce coșmar! Părea așa de real! Am ajuns! Este incredibil! Wow! Știi, Connie? Cred că o să avem parte de multe aventuri aici. Vino! Scuză-mă! Nu-i nimic! Tu ai văzut asta? Este culmea! Nici măcar nu se salută! Eu știu, poate... Bună, Narvi! Bună, Ela! Bună! Eu plec. Nu le mai cunosc? Poate ne-am schimbat un pic. Wow! Cantina e așa de tare! Și uite! Toate produsele sunt bio! Oare au și cursuri de gătit? În sfârșit o să măresc cartea de bucate! Bună, Dreamy! Bună, Crystal! Nu ne mai știți? Ne jucam împreună când eram bebeluși! Cică bebeluși! Da, bine că încercați să vă faceți prieteni, dar nu-mi pasă de chestii de bebeluși! Oh, de ce nu mai putem fi prietene ca înainte? Lasă-le pe ele! Noi o să fim best friends forever! Nu, nu mă acord niciun interviu! Am venit aici ca să mă relaxez! Wow! Te simți bine? Eu sunt Daisy! Da, mă bucur să te cunosc! Eu sunt Shaq! Păi, ne vedem la ore? Da, sigur, ne vedem la oră! Păi, cred că trebuie să plec! Pa! Ne vedem la ore? Oh, Shaq! M-auziți? Da, cred că m-auziți! Bine ați venit în tabăra mea, adică în tabăra de talente, unde vom da aripi talentelor voastre grație cursurilor noastre și răbdării mele infinite. Important! Avem niște reguli sfinte. Nu alergăm spre cursuri și nu folosim mobilele în tabără. Peste tot există reguli. Și acum să începem cu distribuirea dormitoarelor.
Sper să fim împreună! Te rog, te rog! Mimi și Phoebe. Dormitorul 2, Ella, Daisy, Stella și Crystal. Ok. Ok. Dormitorul 1, Lady, Lala și Connie. Da! Super! Și cu Lala o să ne distrăm! Eu mi-aleg prima patul. Ba nu, eu! Vreți să vedeți un truc? Îmi place! E așa de frumos și miroase grozav! Piatră, hârtie, farfecă? Să ne alegem paturile? Piatră, hârtie, farfecă! Da, am câștigat! Aleg patul de sus! Păi, știu un truc cu cărțile! Gata! Wow, ai făcut o treabă grozavă! Și partea ta arată bine! Vine Lala! Spuneți, asta e cartea la care v-ați gândit? Nu! Vrei niște alune? Pentru că e asta! Păi, nici măcar nu știam că trebuie să ne gândim la o carte. E la fel de amuzantă cum o știam. Important! Dacă nu vreți să fiți exmatriculați imediat, nu părăsiți tabăra. Și acum, să trecem la vestea bună. Astăzi se vor organiza niște jocuri grozave și câștigătorii primesc un premiu special. Trebuie să câștigăm! Să luăm premiul special! Nu! Ne-au despărțit! E îngrozitor! Liniștește-te! Doar în seara asta! Așa putem să cunoaștem și ceilalți colegi și vorbim despre asta după. Încearcă să gândești pozitiv! Bine. Cum am spus, prima echipă care ajunge la fântână cu trei steaguri colorate câștigă. Ca să le găsiți, trebuie să rezolvați ghicitorile. Prima ghicitoare e... Dacă îți place muzica, locul bun îl vei căuta. Și acum începeți căutările. Sunt sigură că o să fie pe scenă. Dar bună idee! Veniți! Cred că este în biroul doamnei Colette. Nu! Nu vreau să fac niciun spectacol. Și n-ar putea fi în dormitorul lui Daisy? Ea chiar știe să cânte. Nu! Nu și nu! Nu vreau să cânt, ci să mă odihnesc! Bine, încercăm acum într-un loc și apoi în altul. Bine, hai prima dată în dormitorul lui Daisy. Nu, în biroul doamnei Colect. L-am găsit! Da! Super! Ce fețe aveți! E fals, a fost doar o farsă. Nu a fost amuzant, Crystal? Trebuie să câștigăm! Ce plictisitoare! L-am găsit! În sfârșit! Haide, Crystal, încetează! Ah, super, Crystal! Ura! Deja avem unul! O să câștigăm! Hei, e și un bilețel! Premiul, dacă-l doriți, locul în care copacii blochează cerul să-l găsiți. În pădure! Veniți! Sigur e în biroul doamnei Colect. Haideți, vreau să câștigăm premiul ăla! Și eu! De asta trebuie să mergem în dormitorul lui Daisy! Stai! Este... Nu-mi vine să cred! E un jelly! Ce imaginație ai! Dar nu există! Ce e jelly ăsta despre care vorbim? Ba există! Nu-ți amintești? E o lacrimă magică! Nu! Nu se poate! S-a întâmplat ceva! Pare speriată! Cred că ne cere ajutorul! E un portal cu aripi magice! Da, desigur! Și eu pot să transform chestiile în înghețată ca atunci când eram bebe! Fetelor, este un portal magic? Către ce? Hai să aflăm! Vin și eu! Ce tare! Hei, priviți! Nu sunt alunele lui Connie? Oh, și un portal magic! Este... incredibil! Trebuie să trecem prin el, dar cum? M-am prins! Inimă cu aripi! Vreau să trec în partea cealaltă! Acum ce mai e? Te-a mușcat un țânțar cumva? Nu vă mai amintiți? Pas la stânga, pas la dreapta, portalul ne luminează dreapta! Wow! Oare unde ne va duce? O să vedeți și o să fiți uimite! Va urma... It is time to dream, it is time to dance, and we always will.
din episodul anterior. Râsul este exact ca acela din coșmarul meu. Cum de-am uitat? Eram cele mai bune prietene. De ce se întorc culorile în lumea Magic Tears? Best friends forever! Mă distrez de minune cu voi, fetelor. Da, și eu, dar trebuie să ne întoarcem. Le dăm băieților un avantaj la joc. Băieților, ha? Mai ales lui Narvin, nu? Tuturor băieților, Crystal. Ce-ar fi să trecem prin toate lumile din Magic Tears? Poate așa aflăm ce se întâmplă de fapt. Eu nu mai pot merge, picioarele mele de superstar sunt mega obosite. Oh, serios? În ce lume locuiește Daisy? Hei, am câștigat votul. Trebuie neapărat să ne întoarcem în tabără, altfel vom avea probleme foarte mari. Dreamy, privește în jur. Tu nu vezi că se întâmplă ceva rău? Nimic nu mai are culoare. Este clar că se întâmplă ceva foarte rău în lume. Așa că nu ne întoarcem în tabără până nu aflăm ce. Da, da, așa, așa e. Dar nu am votat așa. Păi... Din nou, ăsta e râsul din coșmarul meu. Dar ce coșmar? Am avut un coșmar și am tot auzit râsul ăsta peste tot. Ar fi mai bine să nu aflăm cine râde. Deci plecăm odată? Dacă găsim bila de cristal a verișoarei mele, Tina, pot să aflu ce se întâmplă și cum să plecăm de aici. Da! Da! Să mergem! Spre casa tine. Să luăm bila de cristal! Eu vă aștept aici! Oh, nu! Vii și tu cu noi! Ce-mi place să zbor! E super! Haideți să căutăm! Uitați! O suzetă diamant! Când eram bebeluși, petreceam zile în șir căutând asta! E perfectă ca pandantin! Hei! Prefeream papionul! Mergea foarte bine cu șobenul! Uite-l aici! Prinde, Phoebe! Bilă de cristal, arată-mi aici ce s-a întâmplat, chiar dacă trebuie să stau în cap. Păi, cred că va trebui să stai în cap. Are dreptate. Acum văd ceva. Un măr uriaș. Un măr? Unde există mere pe aici? În golful Tutti Frutti. Haideți! Pe unde mergem? Priviți-o pe Nila! Sor Mom! Wow! Nu mi-aminteam să fie așa de... așa de... Mirositoare? Deprimantă? Este îngrozitor! Priviți! Așa de multe jellies! Oh, par atât de triste! Du-mă mai aproape! Haide, mai aproape! Ei, nu așa de mult! Nu atât de mult! Jenna, mai ușor! Au, scuză-mă! E dezgustător! Asta ar fi putut să fie un măr. E imposibil să găsești ceva pe aici. Ce s-a întâmplat aici? Lacul Smeură a putrezit. Mai știți când a trebuit să o salvăm pe Mel? Era să bem tot lacul. Ce gustos era! Nu ca acum. Mai țineți minte când jellies s-au furișat în fabrică? A fost un mare dezastru, dar ne-am distrat așa de mult rezolvând totul împreună. Atâta prietenie îmi provoacă greață. O să vă fac eu să nu mai râdeți. Cred că nu m-am purtat prea frumos. Îmi cer scuze, suntem prietene? Dar mai întâi te duc pe plajă ca să te speli puțin. Da! Trebuie să găsim mărul pe care l-am văzut în bila tinei. Eu nu mai rezist. Mă dau bătută. Mărul! Stați puțin, vă rog! Unde e Jenna? Trebuie să zboare! Nu avem timp! Haideți să facem un lanț uman! Un pic mai mult! Haideți! Împreună! Haideți, fetelor! Țineți-vă! Aproape mă jur! Oh, nu! Clanga! La trei! 1, 2, 3! L-am prins! Nu! Mulțumesc că l-ai salvat, Jenna! Și mă bucur că ești bine! Mulțumesc, fetelor! Da! Oh, uitați! Colierele! Sunt toate la fel! Îmi place! Best friends forever! Asta e golful Tutti Frutti al meu! S-au întors culorile!
și miroase grozav. Tuti-truti, tuti-truti. Tu ce vrei? Sus. Uite! Super! În sfârșit ne întoarcem. Sigur! Trebuie să fim din nou prietene și să lucrăm împreună, ca atunci când eram bebeluși. Best friends forever! Deși asta nu explică râsul misterios. Și ce? Culoarea a revenit în lume și în sfârșit ne întoarcem acasă. Deși o să-mi lipsești. Plecăm pentru că noi creștem. Nu putem fi bebeluși toată viața. Dar ne vedem în curând noi. Haideți! Trebuie să câștigăm jocul și să luăm premiul. Dar înainte să plecăm, un ultim zbor. Wow! Ne revedem curând! Să mă anunț dacă se întâmplă ceva, da? Mi-ar plăcea să vii cu mine, Rim. Încă nu s-a terminat. Stați, a fost nimic. Pa, Rim, îmi vei lipsi. Voi transforma tabăra într-un loc întunecat și sinistru. Rim? Rim? Wow! Arăți incredibil! Ce cauți aici? Rimi, fugi! Repede, ca să nu câștige băieții! Şş, dacă află cineva că ești aici, o să te ducă înapoi! Haide, ascunde-te! Haideți, ați întârziat! Nu alergați! Unu, două, trei steaguri! Avem câștigătorii! Premiul special este al vostru! Oh, am fost așa aproape, dar aveam unul. Nu-i nimic, acum ne avem una pe alta din nou. Da, cele mai bune. Și premiul de consolare? Niște prăjituri. Un set de machiaj? Ăsta e premiul special? Mie-mi place. Mie nu. Hei, e premiul nostru. Serios? Atunci ia o prăjitură. Hei, o să vezi tu. Ce locul ăsta? O să distrugă prietenia! În episodul trecut. Am ajuns în tabără! Astăzi se vor organiza niște jocuri grozave și câștigătorii primesc un premiu special. E un portal cu aripi magice! Reîntoarcerea la Magic Tears. Ah, unde suntem? Am mai fost aici. Și eu, îmi pare cunoscut, dar era mai colorat, nu-i așa? Exact ca în coșmarul meu! De asta ne cerea Jelly ajutorul. Hei, asta era casa mea! Wow! Uite și casa mea! Am făcut atâtea lucruri când eram bebeluși. Vreți să plecăm? E așa de plictisitor. Da, am fost aici când eram mici și... acum nu mai suntem mici. Hai să plecăm! Așa e, Crystal. Nu e ca înainte, dar nici noi nu suntem. Văd că ne-am schimbat toate. Să le găsim pe fete și pe Connie și să ne întoarcem. Așa este! Și noi eram primele la joc. Sau eram cumva pe locul 2? Ha? Stați! Aici! Să mergem după urma de alune a lui Connie. Veniți! Connie, suntem aici! Ești chiar tu? Lulu! Nila! Ha? Snowy? Ah, mi-ai lipsit așa de mult, Snowy! Acum mi-amintesc tot! Noi am locuit în Magic Tears. A trecut așa de mult de când nu v-am mai văzut. Am locuit aproape, într-un super iglu înconjurat de zăpadă. Wow, și făceam snowboard. Și încă mai fac. Și eu am locuit în golful Tutti Frutti. Să mergem pe acolo și să bem un cry juice. Da, erau așa de bune. Mai ții minte? Și ce prietene bune eram. Și Stella l-a sărutat pe Narvi. Serios, nu-și mai amintește nimeni? Serios? Un colier? Pentru mine? Dar nu vă mai certați. E în regulă, Lulu. Contează că te-ai gândit. Adevărul e că mi-a lipsit asta. Și mie. Gata, Rim. Nu sunt înghețată. Ha? Ce se întâmplă?
De ce se întorc culorile în lumea mea, G-Tears? Nu se poate! Serios? Nu e semnal! Ce mă fac fără telefon? Dar ai spus că te-ai săturat de atâtea apeluri și vrei să te deconectezi. Păi da, așa e, dar nu atât de mult. Am de rezolvat niște chestii importante. Eu cred că ar trebui să ne întoarcem și să câștigăm premiul special. Ba, noi câștigăm. Avem mai multe steaguri decât voi. Doar un steag? Nu aveți ce face. Eu aș vrea să vizităm golful Tutti Frutti, dar mai bine, hai să ne întoarcem ca să câștigăm marele premiu. Dar nu putem pleca acum. Trebuie să facem ceva ca să aducem culorile înapoi. Cui pasă de concursul ăla plictisitor? Lumea Magic Tears are nevoie de noi. Dar nu mai suntem bebeluși. Hai să rezolvăm asta ca adulți. Haideți să votăm. Da! Exact. Da! Da! Cine vrea să plece, mâna sus. 1, 2, 5. Cine vrea să rămână, mâna sus. 1, 2, 4. Lala, ce zice? Nu prea știu. Lala, nu te presezi, dar totul depinde de tine. Nu vrei să rămânem? Sau să ne întoarcem ca să câștigăm marele premiu? Păi, cred că suntem deja adulți. Nu vreau să fim date afară din tabără și știu că plecarea este interzisă. Suntem 6-4. Ne întoarcem în tabără. Dar eu nu vreau. Nu-mi place rezultatul. E corect și oricum, poate ne întoarcem mai târziu. Ce-a fost asta? Rim, unde au plecat toți? E atât de ciudat. N-a fost nimic, e doar vântul. Haideți să ne întoarcem. Asta nu e vântul. Râsul ăsta e ca acela din coșmarul meu. Inimă mari, du-mă pe partea cealaltă. Stați! Ha? Nu, asta nu e tabăra. Ce să facem ca să plecăm de aici? Mi-amintesc că am văzut un ocean. Sunt sigură că găsim un alt portal de acolo. Haideți! Nu avem loc toate. Oh, nu! Toate lumile și-au pierdut culoarea. Serios? Vreau să văd, chiar și golful Tutti Frutti. E îngrozitor, trebuie să facem ceva. Nu, trebuie să ne întoarcem înainte să ne afecteze și pe noi. Și cum ne întoarcem, geniule? Gata, gata, calmați-vă. Vreți să atingeți piatra mea care transformă energia negativă în pozitivă? Să vedem dacă a mai rămas vreun portal. Imediat ce văd dacă a mai rămas vreo parte din lume în culori. Nu împinge. Nu, tu nu împinge. N-am fost eu. Nici eu. Hei, nu trage de ochian. Nu trag. Ba sigur că hey, tragi. Aia e pădurea vată pe băț? Gena! Gena! No! Trebuie să o ajutăm. Dar cum? Wow! Desigur, fantasy sau puteri. Eu transform lucrurile în înghețate. Poftim, Phoebe, una special pentru tine. Încă una pentru Jenna. Wow, ce sunt toate astea? Wow, câte lucruri! Oh, mersi, Snowy. Oh, fei, credeam că am pierdut pietrele astea. Ce tari sunt! Wow! O fosilă de pe muntele Fantasy! Mersi, Betty! Par așa delicioase! Oare cum va fi minunatul meu golf Tutti Frutti? Oh, super, Lulu! Chiar avem nevoie! Voi mai știți lacrima magică? A fost cel mai bun lucru din lume! Eu cred că cea mai bună a fost cea din golful Tutti Frutti, cu acele geli năzdrăvane! Oh, ce mult îmi lipsesc! Erau mereu vesele! Și mie! Dar cea pe care am văzut-o în pădure era îngrijorată. Suntem aici din cauza ei. Mereu ne-au făcut să ne simțim bine. Lumea asta era specială. Totul era frumos și mirosea uimitor. Cum să uit asta? Eram cele mai bune prietene. Normal că eram. Gata, Rim! Rim, mă gâdil! Poate că nu s-a întâmplat cum îmi doream eu. Dar n-o să mă învingeți! N-am mai văzut fetele de ceva timp. Oare ne păcălesc? Va urma. You know the sky's the limit. It is time to dream. It is
poftim! Ți-am făcut asta la cursul de gătit și toate ingredientele sunt bio! Îți place, nu? Îți mai aduc! Norim, știi că nu poți să vii! Dacă ești văzut aici, doamna Colect o să te dea afară! Imediat ce pot, îți mai aduc! Ah, e prea târziu! Ne vedem mâine, Rim! Bun! Prăjii! Tutti frutti! Yummy! Bună dimineața! Mâine este ziua vizitelor! Totul trebuie să fie perfect! Mâncarea pe care am făcut-o pentru vizitatori este minunată! Nu uitați să puneți mâncarea la frigiderul din cantină! Și cel mai important, verificați să aibă temperatura potrivită și mâncarea să rămână proaspătă pentru musafiri! 3, 2, 1! Mâncați sănătos ca să vă mișcați și toată ziua o să vă distrați! Salut, fetelor! Voi ați văzut vreun măr? N-am mai găsit de mult timp. Da, și nu au dispărut doar merele. Au dispărut și niște brioșe pe care tocmai le-am făcut. Eu cred că mă spionează cineva pe fereastră. Cineva cu părul colorat. Cum să te spioneze cineva? Și atunci, cum explici umbrele pe care le-am văzut? Poate e un fan? Oh, de ce ai secrete față de prietenele tale, nu? Cred că o să mă distrez. Mă asigur că al tău căluț o să fie dat afară și apoi urmezi tu. Ne-am văzut cineva căpșunile. Unde-mi sunt merele? Ah, cineva fură de la noi! Haideți, fetelor, cred o să prindem hoțul. E timpul să aflăm cine este hoțul. Să facem trei grupuri. Echipa A se duce la mâncare, echipa B la dormitoare și echipa C, adică noi. Mâncarea e pe mâini bune. Da! Bine, să nu o dați în bară. Gașcă, eu o să mă duc să pun niște curse pentru hoți. Rim? Rim? Oh, dragul de tine! Trebuie să te ascunzi! Toți caută hoțul care a mâncat totul și o să afle că ești tu! Echipa A cu mine! Hoțul ăla se ascunde pe undeva! Echipa B! Sigur o să găsim hoțul acolo! Durează mult. O să duc cotoarele astea ca să facă o urmă și ea o să-i ducă în locul greșit. Apoi ne gândim la o ascunzătoare bună pentru tine. Haideți, fetelor, hoțul sigur este pe aici. Oh, nu! Deja am ajuns! Hei, priviți! Cotoare de măr! Haideți, fetelor, sigur este înăuntru. Veniți! Ah, nu mă găsesc aici! Asta crezi tu? Ce întuneric e aici! Uite, urma aduce înăuntru. Sigur acolo este hoțul. Dar acolo nu putem intra, e interzis. Sigur este înăuntru. Haideți să mergem. Ajutați-mă. Oh, nu, o să intre, trebuie să fac ceva. Haideți, fetelor. Dreamy? Să fie întuneric. Oh, super! S-a luat curentul! Dreamy, tu ești hoțul? Tu ai furat merele? Și prăjiturile mele? Nu, stai! Nu le-am luat eu! Vă pot explica! Stați puțin! Dacă nu e curent, asta înseamnă că... Nu merge frigiderul! O să se strice mâncarea! E un dezastru! Stați puțin, fetelor! Verific eu! Ce se întâmplă? Nu s-a stricat generatorul! E doar scos din priză! Da! Am reușit! Dar... cum putem ridica generatorul? E o întrebare bună. Cum? Rim? Wow! Tu ești?
Wow! Ce mare ești! Ce cauți aici? De asta am luat merele, ca să-i le dau lui Rin. Dar nu știu nimic despre restul, nu fiți supărate. Dar de ce nu ne-ai spus despre Rim? M-am gândit că o să-l trimiteți înapoi, așa că am încercat să-l ascund. Dar Dreamy, Rim e grozav. E normal să vreți să stați împreună. Serios? Da! Ah, sunteți super! Haide, Rim, ridică generatorul. Da! Bravo! Am reușit! Întunericul va cuprinde tabăra și nu-l veți opri. Iar tu? Calul ăla nu-mi strică planurile. Este unicorn, cel mai puternic și cel mai frumos. Și are un apetit uriaș. Rim rămâne cu noi, pentru că e prietenul nostru. Puterea prieteniei. Sunt sigură că Shadow ne-a furat lucrurile. Ne cerem scuze, Dreamy. E în regulă, serios. Dar nu uitați, trebuie să-l ascundem bine, să nu-l vadă doamna Colect prin tabără. Oh, mâncarea pentru musafiri. Totul a fost așa de bun. Mâncarea e în siguranță. E la noi în burtici. Uite, merge din nou. Crezi că o să avem probleme că am mâncat totul? Nu. Atenție, elevi! Sper că totul este gata, pentru că vizitatorii ajung în 15 minute! Oh, nu!